În chineză. Știu, e chestia mea, asta îmi place la tine, Norin. Tu ești tare în pizdă, știi, și asta îmi place mie mult la tine, pentru că și eu am dit-am mai ciocanul tare rău de tot, ești nebun, noi de ne-am potrivit. Înțelegi ce zic? Pe lângă faptul că ești tare în gură, dar înțelegi ce zic? Noi doi am putea să facem un trio perfect. Dai un gât la toată colaia și lasă-ne. Termin odată, te rog. Haide. Păi ce să fac cu pișătoare? Păi da, mă, viața mea, dar nu știu cum Ce să să fac zic cu eu ea? ție. N-am auzit până acum, dacă tu te fuți cu bărbați care când au pula sculată se pot pișa, voi nu știți că nu te poți pișa cu pula sculată? Nu știm că nu avem pulă între craci. Tu ar fi trebuit să știi acum, vrei tu să o dai altfel cu mine? Din cum să Ce te spui bunic. ție, când ai pula Auzi, sculată nu poți să te piși. știm noi că se pișe bărbații cu... Doamne. Dar de unde se... Înseamnă... N-am zis. Ah, întrebare. De unde se pișe femeia? Bă, fii atentă la mine, știi care e chestia? Am cea mai mare chestie ce mi s-a întâmplat acum. Eu mă fac femeile se cacă. Eu de nou e iubită. Hai, zi. Că Eu știu mă că nu fac știi. femeile se cacă. Pula mea, Wow. pe Păi nu. unde se pișe femeia? E, nu e prin pizdă, e mai încă un canal pe lângă pizdă pe acolo, nu știu cum se numește. Ziceți-mi voi mie, lindic? Cum se numește ăla? Nu știu cum se numește ăla. Cum se numește ăla? Wow, s-a rușinat, bă. Se pișe prin Nu mă lindic. zi serios, cum se numește? Păi așa, DJ Hă? nebun ești tu? De nu știu nici asta? Să moară clitorismul? Lasă clitorisul. Unde se Pe piși? Pe unde? unde se pișă femeia? Peneță, Pe mor unde eu. urinează femeia? Prima menstruație este denumită de debutul menstruației. Bun, am și o întrebare care ia uite. Pe unde urinează femeia? Generalități, semnifică pula mea, apare retenția lichidiană, crampe abdominale, prima menstruație. Ziceți-mi bă și mie pe unde se pișe? Prin vagin. Le place zeama de orice strâm? Vezică. Nu, vezica aia e unde ții pișat-o în pula mea, ești retardat. Uretră. Uretra? Uretra e, mă? Prin uretră? Ia. Am uretra e la bărbat, văd. Uretra femeie. În fine, am fi subiectul Zi, pișatul. mă, e uretră? E un subiect de tot pișatul. Cum se numește? Zi serios, cum se numește? Păi, tu trebuie să știi, nu? Cum? Lasă, asta Să rămâne. Hai, moră hai. dacă nu mă apuc, ascultă la mine, Simi, că faci de-astea cu mine, de nu-ți fac o melodie bass boosted pe clitorisul acolo, de nu-ți mixez o melodie bass boosted. Mâncați-aș gura ta, ești bun la cap. Ce aveți? De o să sune la toți vecinii să moră dacă mint. Treabat? Zi mă, se răspunde se pișe femeia, ia. Nici voi nu știți, mă. Prin curmă, Emile. Mâncava-și țățele alea voastre, ce bun, nici voi nu știți. Să moră Da, dacă mint. noi avem sulă. Noi ne pișăm prin sulă. Nu mă, zi-mi cum se numește, în termeni, cum se numește, că așa să zic și eu că vă pișați pe pizdă, știu și eu că vă pișați pe pizdă. Nu, Ești lasă nebun? secretul femeilor. Ne A, pișăm pe cur. nici voi nu știți pe unde vă pișați, să moară Jana dacă mint. Emile, nu știm. Altceva. Ești nervoasă? Eu? Da, Dar cu de ce tine mă nervoasă. pasă? Poftim? De ce mă întreb dacă sunt nervoasă mereu? Pentru că te uiți așa la mine. Eu Nu, ți-am zis că așa tu mă... nu te mai uiți la tine, știu că sunt atrăgător și că te uiți mai mult la mine, eu știu. Numai că încearcă să te mai uiți la tine când ești. Înțelegi ce zic? Da. Mai pot. Păi ce, eu sunt narcisistă ca tine, să mă uit numai la mine. Nu, mă uit mai mult la tine, nu mă uit la mine. Mă, ce bine stă barba. Înțelegi? Serios, uite, de când stai așa în față, numai la tine mă uit. Mă, ce braț am. Mă, răjeam. Scuze. Auzi, ești atras de, de băieții cu mușchi? Măi, nu poți să zici că nu sunt ok. Oricine se uită, dar nu mă omor. Bă, din nicio, dar tot. Parcă o femeie cu mușchi e. Nu ți-am să stai jos, mă. Înțelegi? De ce stai într-o parte așa? Stau într-o parte. Bă, mă cheamă Nicolae de azi. Coaie, mă cheamă Nicolae, coaie. Coaie, mă cheamă Nicolae de azi. Bă, mă cheamă Nicolae, coaie, să moară Jana. Mamă! Mamă! Ce ai zis Noapte bună. tu? Hai! Holy shit! Coaie, mă cheamă Nicolae, coaie! Mă! Sunteți bine, fetele? Să mă rog, v-ați blocat, alo? Păi Ne ne-a luat uităm la somnul. tine! Bă, mi-a venit cea mai șmecheră idee să mă cheme Nicolae, bă!
cu personajul wow. ăsta. Mă duc, îmi iau niște ochelari și fac wow, pe fraierul să mă râd și mă cheamă Nicolae cu aia. Nu mai faci pe fraierul. Hă? Dar nu te aud, gen, știi care e chestia? Că dacă te-aș auzi și eu din prima, că se face, se pune stop și te aud doar ultimele două cuvinte, din cauza că vorbesc eu sau nu știu, nu se aude. Era telefonul, ia meu, e al tău ăsta. Păi da, că mi-a scăpat mie telefonul, n-a pot fierbinte. A, mă, și tu mereu când ai vorbe de astea mereu te întreb, ce-ai zis, ce-ai zis, ce-ai zis? Nu, dar a zis că nu mai trebuie să faci pe fraierul. Pe bune? Că deja sunt, hă? Da, mă, nebuna mea, dacă când am fost cu tine, că atunci mai ținte când mi-ai zis poți să faci ce vrei din mine? N-ai mai ținut cont că-s fraier. Haide, haide, să mor așa. Acum ce păi faci, te ții de cap? A? Când eram la școală, de la un conjurat ăia acolo. Acum. Cine să mă înconjoare pe mine la școală, mă? Bine, eram la școală, stăteam în mijlocul curții și l-am conjurat unii acolo, îi dădeam mai capace, castane în cap. Și s-a pus în genul, puteți să faceți ce vreți din mine. Păi, știți care e chestia? Făceam mișto toată lumea de el. Știi care e chestia? Chiar așa eram la școală. Își bătea lumea jos de mine. Am avut un aia, la viață. Aia, din cauza că ai fost așa la școală, păi de-aia te răzbun pe toată lumea acum. N-am treabă, frate. N-am treabă. Acum chiar iubesc oameni, știi? Dacă mă iei pe mine separat, nu sunt același om, știi? Da, chiar așa e, mi-am luat foarte mult bully. Foarte mult bully. Dacă aș putea să ajut oamenii să-și repare bully-ul, i-aș ajuta. Foarte mult bully mi-am luat. Și câtă bătaie de, bă, și câtă bătaie și câtă bătaie de joc mi-am luat. Lasă Emile, că acum nu câștigi da, și compunea oamenilor, pentru că și nu. Tu faci aceeași aici. Da, hai să zic, hai să zic ceva. Hopa, bă, că suntem pe Omega, nu suntem la școală, să fim în public. Fii atent la mine. Nu, când postez, nu e aceea. Știi care e? Bă, mă, cu oamenii știu că eu fac la catering, că stai cu minte, cu oamenii care mă urmăresc știu că ei intră aici să râdă, să se simtă bine, știi? Nu-l mai țin minte pe X de care s-a făcut mișto sau așa, stai cu minte. Aici se știe că este gen la pamflet, când ești în mijlocul clasei și te scui pe aia, ăla nu mai e pamflet. Acolo toată lumea râde de tine. Unde rămăsesem? Stai așa un pic. Am uitat ce voiam să zic cu aia, am uitat ce voiam să zic. Nu mai știam ce voiam să zic, mă, stai așa un pic. Ah. Bă, așa fraier cum eram, agățam gagicile la greu să mă oră dacă mint. Îmi ziceți voi mie fraier să mă oră Jeana dacă mint. De ziceți voi că mă băteau ăia, ăia care mă băteau pe mine, voi vă uitați la mine și erați mă ce l-aș fute pe băiatul ăla care stă în genunchi. Nebunele mele. Nebunele mele. Stați cu minți. Da, mamă ce l-am fute în gură. E normal acum să fii tare în gură, știi, și pe la, știi tu, pe la spate să fii, haide, dă-mi mai rău. Îți trag o bătaie de... Să mă rog dacă te minte și e bun, pe la spate, dă, pe la spate strigați dă-mi a doua și în față, da. În gură, în picioare. Cade cum a făcut ăla, e cade morcovul. Ali, ai văzut? Ce morcov să-mi cadă, mă, că de ți-l pun pe spate, zici că ești pompier nebunul, stai cu minte. Te vedem pe strada ăsta, auzi, Aline, Emile. Mă bateți. Da, noi, ca femei, păi bodyguard. Să mă rog dacă, păi dacă ți-l-i vă bodyguard zi a doi, ferească Dumnezeu. Ești nebun, dar să iei și lanțurile, să mă rog, dacă scapă astea două, să mă arăgeam la ferească Dumnezeu, ești nebun. Se apucă astea de păscut pe stradă, ești nebun, mânca astea florile după în centrul orașului. Unde te-ai mutat, Emile? Poftim? Unde te-ai mutat? Zi, ce-s gluma, care e? Nu e glumă, zi. Nu m-am mutat, acasă. Păi unde? Că înainte, la... când era școală cu noi, erai la București, nu? Ah, v-ați spus la București, înseamnă că mă confundați, nu sunt acel frate de care ziceți. Ba da, mă, Emile, că te-ai mutat, știu că a început toată lumea să râdă că aveai păduși. Acum am ajuns, acum mi-am făcut și cărare pentru păduși, acum trăiesc cu ei. Cum să vă zic eu, vouă, mă, fetru, eu acum sunt în Râmnicu Dulce, unde crește bomboane în copaci pentru tine și în Râmnicu Acru pentru astea două. Mă, gămeș, pă, dacă intru în voi, vă crabă pielea pe spate să mor, să vă las cremă hidratantă. Wow! Aceeași ce? Da, eu n-am făcut-o deloc până să acolo. Vezi ce debit am când termini, ești nebun. Te umflu ca pe miel când îl tai. Mamă. Dar tu citești glumele acum sau? Da, nebuna mea, tu știi cum le am? Fai. Ba, îți place de mine, te cam uiți la mine, nebuna mea. Eu ți-am zis că eu știu că tu ești, ești fascinată. Deși de că așa... Data trecută o oră și un pic. Deci dacă ai fi într-o altă viață, dacă ai fi într-o altă viață, știu că ai fi cu mine, dacă ai fi într-o altă viață. Dar acum... Hai, te lăsăm. 1, 2, 3. Mi-au dat? Mi-au dat?
Gașca lui Papu Zilec, am văzut una din ele în Arandale, în Manchester, și când mergea pe drum ocupa toate fântânele artesiane. Mai fiți mă răi, mă. Are pista mai largă decât intrarea de la Antol, dar a murit zile, să meargă să te machiezi, că se dă ghirul machiajul aia din stânga, când râde zici că încearcă să scuipe plămânii. Te pupă, Darky, ăla sunt eu când râd, frate, ăla sunt eu. Dați-mă like, mă, să faceți 1000 de like-uri, bă, chat. Ce facem cu like-urile, chat? Hai cu lichianele în aer, chat, hai cu lichianele în aer. Bună. Unde sunteți acolo? Mă auziți? Și nu fac TikTok. Ce faceți? Ce faceți? Ia ia brodașe! Ianis! Pentru șmecherii ăia mari care îl aruncă cu banii. Ia ia mă! Și pentru toți barosanii o melodie să vă cânte lăutarii. Dacă arunc cu banii în aer înseamnă că nu sunt fraie. Bună! Bună! M-auzi? M-auzi? M-auzi în mod. Mama, Alina, mulțumesc mult de 15 bucăți, Alina, mulțumesc mult de tot. Mai fac un pic Omega la Alina și fac și promovare. Bună, fetelor. Ce faceți? Mă auziți? Dar nu postez pe internet. Nu postez, dar de ce v-a făcut așa încet? Eu nu vă mai știu. Pe ea o știu, stai că asta e nevastă. Te cași, mă? Se căcă nevastă mea? Stăteam așa, dar nu mă cac. Am crezut că te cași, mă, viața mea. Bă, tu ești fata aia frumoasă dintre alea trei. Vrei să-mi dai clipe de neuitat și de nedescris? Ha, vrei să facem uscat? Cum vrei, uscat-o? Ai, mamă, mi se face gros, o vrei? Mamă. Acum ești domnul profesor, direct. Să moară Jeana mea, uitați-vă, ferească Dumnezeu. Mamă, știi cât mi s-a făcut? Turnul Eiffel de România să mură. Pai. Uite-te la aia ce manechin e să moară Jean. Nebunul, când vin țară? Da, e făcut, e distrus. De ce l-ai făcut așa? L-a făcut e ondulat astăzi, dar mi se făcut. Ăla strălucește în întuneric? Da, strălucește în întuneric. Mă, îți dai seama când ești în poziția aia șmecheră în patru lăbuțe așa? Hop, s-a prins de două ori aici. Și voi ce faceți pe aici? Nu-mi place în patru lăbuțe. Care e poziția ta preferată? Misionar. Îți place misionar? Și mie îmi place să fac misiuni, fetelor. Uite ce ne-am nimerit, ești nebun. Sper numai să îndeplinesc când trebuie misiunea. Dar nu se aude, gen, eu mă chinui să vă aud. Bă, dar voi ce faceți în baie, mă? Se fute alta, a? Nu, mă, e alta care se fute în camera aia? Pe ce țară sunteți? I-a zis să mă caute cu telefonul, intrați cu telefonul. De fiți atente, vă caut pe Germania acum până ne găsim, da? Dar caută acolo altul, că te opresc cu telefonul ăsta. Gata viața mea cu părul fibră, hai te caut pe Germania, te pup. Ia, uite așa sunt. Bilan, da, vijai pastila femeilor. Dă mâncați-te și Instagram-ul tău să moară, dă-l scrilaciu. Ce zici? Mâncați-te și țățele alea de tele alea ești nebun. Zici că ești fabrică de lapte. Să moară, termină-te că mă termin. Ia, dă-mi aceea, uite cum mă cheamă, Vijay Pastila Femeilor. A, te știu, mă, Pastila Femeilor, te-am pe Instagram. Eu sunt, mai pe Instagram? Ia, dă-mi un mesaj. Cum te cheamă? Vijay Pastila Femeilor. Ăla sunt. Nu mă vei, vezi ea.
Dă mâncați să te văd. Ia, hai, dă profil și caută-mă. Haide mă, că îți dau refresh, aceea dai? Dai mă, follow ăla. Ia uitați-vă ce te aștept ea. O omoară bărbat. Nu are treabă, mă, uite-te la mine cum arăt. Dacă vine bărbatul tot după tine, mă chem pe mine. E să facă bărbatul, mă, trebuie la mine cum arăt. Eu sunt mașină de furut aici, nebun.